În acest weekend, la nivelul Inspectoratului pentru Situații de Urgență Drobeta al județului Mehedinți, au fost înregistrate 43 de solicitări, majoritatea pentru acordarea asistenței medicale de urgență. Pompierii mehedințeni au intervenit pentru acordarea primului ajutor medical victimilor a două accidente rutiere, stingerea noului incendii, transportarea unei persoane supraponderale cu probleme medicale, dar și la 31 de urgențe medicale. Aceștia au mai intervenit pentru stingerea noului incendii, 4 dintre acestea manifestate la gospodării, alte 4 la vegetație uscată și deșeuri, iar unul izbunit la un autoturism. În acest weekend, pompierii mehedințeni au intervenit pentru acordarea primului ajutor medical victimelor a două accidente rutiere, stingerea a 9 incendii, transportarea unei persoane supraponderale cu probleme medicale, dar și la 31 de urgențe medicale. În noaptea de sâmbătă spre duminică, două echipaje de pompieri din cadrul detașamentului Drobeta Turnu Severin au intervenit cu două autospeciale de lucru cu apă și spumă pentru stingerea unui incendiu izbucnit la o casă de locuit din satul Călinești de Jos. Timp de peste 4 ore, pompierii au acționat pentru stingerea flăcărilor care au cuprins acoperișul casei pe o suprafață de circa 100 de metri pătrați și o anexă gospodărească. Aceștia au reușit să salveze bunurile din interiorul locuinței, împiedicând extinderea flăcărilor la casa din imediata apropiere. Cauza probabilă de izbucnire a incendiului a fost determinată de un scurt circuit electric. În noaptea de sâmbătă spre duminică, două echipaje de pompieri din cadrul detașamentului Drobeta Turnu Severin au intervenit cu două autospeciale de lucru cu apă și spumă pentru stingerea unui incendiu izbucnit la o casă de locuit în satul Călinești de Jos din comuna Bâlvănești. Timp de peste 4 ore, pompierii au acționat pentru stingerea flăcărilor care au cuprins acoperișul casei pe o suprafață de circa 100 de metri pătrați și o anexă gospodărească. Aceștia au reușit să salveze bunurile din interiorul locuinței, împiedicând extinderea flăcărilor la casa din imediata apropiere. Cauza probabilă de izbucnire a incendiului a fost determinată de un scurt circuit electric.